PNL va avea candidat propriu la prezidențiale, așa cum este corect, a declarat președintele Senatului Nicolae Ciucă. Șeful liberalilor a evitat să spună concret dacă va candida sau nu la alegerile din toamnă. Liberalul a subliniat faptul că această decizie va fi luată la scurt timp, după alegerile din data de 9 iunie, de către forurile de conducere ale partidului. Am spus și voi repeta, așteptăm rezultatul alegerilor, așa vedem care vor fi procentele acumulate de către Partidul Național Liberal, care va fi încrederea pe care românii o vor acorda Partidului Național Liberal, care va fi rezultatul pe lista comună la europarlamentare, pentru că este un demers unic în politica alegerilor europarlamentare în interiorul Uniunii și apoi vom lua o decizie. Este o chestiune care nu deține doar de vrerea unei persoane, ci este un mecanism care se derulează, proceduri care se derulează în interiorul partidului, forurile partidului trebuie să decidă și apoi vom comunica oficial această decizie. Alegerile care vor avea loc duminică sunt cruciale și în desemnarea viitorului candidat la prezidențiale. Și Nicolae Ciucă, dar și Marcel Ciolacu au transmis că o decizie în acest sens va fi luată abia după 9 iunie. Președintele PNL a subliniat clar că partidul pe care îl conduce va avea propriul candidat în cursa pentru Cotroceni. PNL trebuie să aibă candidat la prezidențiale. În condiția în care vom avea un scor pe măsura muncii colegilor mei, a tuturor liderilor de filială din țară și a activului de partid pe care l-am văzut în această perioadă, foarte motivat, foarte unit, foarte determinat,